Bună ziua, stimați colegi, stimați membri ai Guvernului, desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Avem o agendă încărcată astăzi, dar înainte de a procede la examinarea subiectelor incluse pe agendă, câteva anunțuri importante. În primul rând, după cum cu toții știm, 27 august este ziua națională a Republicii Moldova, ziua independenței. Și vreau să vă spun că în acest an avem un motiv suplimentar de bucurie, pentru că în acest an, în preajma sărbătorii independenței Republicii Moldova, a fost dat în exploatare un obiectiv al infrastructurii energetice al țării, care va consolida foarte mult independența statului nostru, și este vorba despre gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Este un proiect care a fost construit și are obiectivul principal de a spori securitatea energetică a Republicii Moldova, deci și de a-i consolida independența Republicii Moldova, statului nostru. Cu această ocazie vreau să aduc mulțumiri României, Guvernului României, poporului României pentru suportul masiv pe care l-am avut în implementarea acestui proiect. Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău înseamnă mai multă securitate energetică pentru Republica Moldova, o alternativă reală pentru aprovizionarea cu gaze naturale a țării noastre în diferite circumstanțe. Din păcate, în ultimii 10-15 ani au fost situații când securitatea energetică, și în cazul de față vorbim, aprovizionarea cu gaze naturale, a fost sub mare risc. De aceea, acest gazoduct poate servi pe viitor ca o soluție în situații dificile, când traseele tradiționale de aprovizionare a Republicii Moldova cu gaze naturale întâmpină unele probleme. Încă o dată vreau să mulțumesc României pentru investițiile, pentru suportul în construcția acestui obiectiv, și fiindcă 27 august este mare sărbătoare la noi, un asemenea obiectiv merită un eveniment frumos de dare în exploatare, de lansare în funcțiune, și cu această ocazie vreau să vă anunț că am remis în adresa prim-ministrului României, domnului Ludovic Orban, o invitație de a participa la acest eveniment pentru a-i într-adevăr reda acea importanță națională pentru acest obiectiv. Bineînțeles, pentru perioadele următoare, sperăm că operatorul de pe piața internă de furnizare a gazelor naturale va avea în calcule sau îl va considera acest gazoduct și pentru o aprovizionare în viitor a Republicii Moldova cu gaze naturale. Vreau încă o dată să mulțumesc și tuturor colegilor din întreprinderile care au fost implicate în construcția acestui gazoduct, partenerilor financiari internaționali și, nu în ultimul rând, colegilor din instituțiile guvernamentale. Subiectul 2, mai puțin festiv și mai puțin bucuros, este situația în agricultură. Anul acesta, din păcate, ne confruntăm cu o secetă severă, care a început, de fapt, încă anul trecut, din septembrie anul trecut. A fost un deficit enorm de umiditate, atât pe parcursul toamnei, cât și pe parcursul iernii, deja 2020. Același lucru l-am avut în primăvară. Este clar că a fost foarte semnificativ afectată prima grupă de cereale. Noi, cu colegii, în primul rând colegii din autoritățile publice locale, am efectuat evaluarea pierderilor pentru prima grupă de cereale. După cum vă anunțam și cu altă ocazie, mai mult de 180.000 de hectare din 415.000 de hectare semănate astă toamnă au fost afectate în măsură mai mare de 60%.
iar aproape 20.000 de hectare au fost reînsămânțate, deci 200.000 de hectare din 415.000, adică aproape 50% au înregistrat pierderi mai mult de 60%. În această situație, după cum cunoașteți, guvernul a venit cu propunerea și cu alocarea a 200 de milioane de lei pentru a ajuta agricultorii care au suferit și au avut pierderi în legătură cu prima grupă de cereale. Ministerul Agriculturii și Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură deja au lansat procesul de alocare acestor bani. Eu fac apel către agricultori să aplice rapid pentru a primi acești bani, sunt de mare folos, iar colegii din AIPA și din Minister și din autoritățile publice locale implicați, îi rog foarte rapid să ne mișcăm ca să alocăm acești bani pe parcursul lunii august. Deci acestea sunt resursele financiare pe care Republica Moldova, societatea, cetățenii le alocă agricultorilor unui sector economic pentru a-i ajuta în această situație. Deci, per total, vor fi 200 de milioane de lei pentru acoperirea parțială a pierderilor pentru cerealele de primă grupă. După cum am mai spus, în aceste zile, Ministerul Agriculturii și colegii din autoritățile publice locale au lansat deja evaluarea pierderilor pentru grupa a doua, și acolo este clar că vor fi mari pierderi, deci sunt plantate peste 800.000 de hectare cu aceste culturi și acolo, din păcate, avem pierderi foarte mari. Deci după ce vom finaliza evaluarea acestor pierderi, vom veni cu propunerile de ajutor agricultorilor. Atest ultima perioadă, ieri, alaltăieri, astăzi, dar și a fost cu 3 săptămâni urmă, unele proteste ale agricultorilor care au avut de suferit în urma secetei, proteste care se materializează prin blocarea drumurilor, traseelor naționale. Stimați agricultori, eu vreau să vă anunț că guvernul vine cu suport, dar nu va tolera șantaj de genul respectiv. Agricultorii vor primi suport, dar nici într-un caz reprezentanții acestei ramuri economice nu pot crea dificultăți, impedimente altor cetățeni. Blocarea traseelor nu este soluție și cu aceasta nu o să obțineți nimic mai mult decât a fost deja promis și alocat. Este un efort financiar semnificativ din partea societății și vă rog să discutăm, nu să blocăm traseele. Aceasta nu este soluție și vă rog să înțelegeți acest lucru. Mai mult, atunci când 3 săptămâni în urmă agricultorii din Ștefan Vodă, Căușani, au blocat traseele, am făcut și o analiză a rezultatelor acestor agricultori pe perioada anilor 2014, 2019, 2020. Și vreau să vă spun cifrele pe care le avem. Impozitele în 2019 achitate de aceștia, circa 20 de agricultori, constituie 620 de lei la un hectar, în mediu. În 2019, an care a fost destul de reușit din punct de vedere agricol, 620 de lei. Deci, agricultorii care prelucrează 14.480 de hectare au plătit total la buget anul trecut 9.040.000 de lei. Asta în mediu înseamnă 620. Mai departe, vreau să vă spun că tot acești 20 de agricultori care au blocat străzile, atunci traseul, au primit în 2019 subvenții de la stat în sumă de 8,7 milioane. Dacă să facem suma neto achitată, este 700.000 de lei achitat pe total, ceea ce înseamnă practic nimic. Anul acesta noi deja am venit peste 1.000 la hectar, deja acești agricultori vor primi aproape 15 milioane doar suport material pentru prima grupă. Deci eu vreau să vă rog foarte mult să fim înțelegători, să înțelegem cu toții, inclusiv agricultorii, că tot ce solicitați dumneavoastră vine din la cetățeni.
de la alți agenți economici, de la contribuabili, de la persoane fizice. Și atunci când le blocați traseul, gândiți-vă care sunt efectele. Domn ministru Ion Perju, vă rog să continuați și mai departe discuțiile cu agricultorii în teritoriu. Eu mâine voi fi și eu în trei raioane pentru a discuta, pentru că, din păcate, problemele nu s-au terminat cu prima grupă. Este grupa a doua, sunt afectate plantațiile cu secla de zahăr, este clar că va fi afectat și sectorul zootehnic, deci statul trebuie să ajute la toți, dar în măsura posibilităților. Și din informația care a fost oferită astăzi de domnul ministru la ședința Consiliului Suprem de Securitate, avem siguranța că securitatea alimentară a statului Republica Moldova va fi asigurată. Totuși, trebuie să avem un plan foarte clar, domnul ministru al agriculturii, domnul ministru al finanțelor, cum ne asigurăm ca în cazul când se repete această secetă, să nu fie ciclu bianual acestei secete, să nu rămânem fără pâine în țară. Aceasta este rugămintea. Și eu salut cu această ocazie și inițiativa partidelor parlamentare responsabile, acele patru partide care au început ieri deja discuțiile pentru a identifica soluții reale, nu populiste, împreună cu guvernul, de a asigura securitatea alimentară, dar și suport agriculturii. Următorul moment, subiect, și aici iarăși alternez, vin cu o informație mai îmbucurătoare. Avem rezultatele declarațiilor pe impozitul pe venit al persoanelor fizice pentru anul 2019. Serviciul Fiscal de Stat și Ministerul Finanțelor au prezentat informația respectivă. Deci vreau să vă spun că pentru anul 2019, primul an de implementare a reformei fiscale, primul an când s-a implementat impozitul unic, unic de 12%, au crescut cu 43% numărul persoanelor care au declarat venituri mai mult de 1 milion. Cu 43% într-un an. Iar încasările de la buget, deși cota a fost diminuată de la 18 la 12, au crescut cu aproape 107 milioane lei. Aceasta vorbește despre efectul reformelor implementate în domeniul fiscal. Eu știu că Ministerul Finanțelor lucrează actualmente asupra politicii bugetar fiscale pentru anul 2021, stimați colegi de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, pe lângă faptul că vă mulțumesc că ați fost foarte consecvenți în implementarea acestei reforme, vă rog și pentru viitor să menținem această abordare stimulativă, abordare care ajută cetățenii, economia să se dezvolte și prin aceasta, după cum ne arată rezultatele anului 2019, să mărim veniturile la bugetul statului. Stimați colegi, aceasta este informația preventivă înainte de ședința guvernului pe care am vrut să o comunic. Încă o dată vreau să reiterez faptul că situația în agricultură, situația pandemică și situația în privința investițiilor în infrastructură sunt prioritățile de bază ale guvernului și respectiv agenda noastră este axată anume pe aceste subiecte la etapa actuală. Stimați colegi, acestea au fost, încă o dată, a fost informația care am vrut să vă comunic. Dacă sunt careva propuneri la ordinea de zi propusă pentru ședința de astăzi, vă rog să comunicați. Dacă nu sunt, atunci vă rog să începem examinarea subiectelor. La capitolul cadre nu avem astăzi nicio propunere, deci subiectul numărul 2 vreau să rog pe domnul ministru Igor Șarov. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vreau să încep această prezentare cu transmiterea celor mai sincere felicitări tuturor organizațiilor de tineret, cât și lucrătorilor din acest domeniu, cu ocazia
marcării Zilei Internaționale a Tineretului. În urma eforturilor comune depuse, împreună cu societatea civilă și susținerea altor autorități publice centrale, am reușit să definitivăm și să înaintăm spre aprobarea proiectul hotărârii Guvernului privind funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret. Scopul agenției este implementarea politicilor de tineret ale statului, asigurarea formării și perfecționării lucrătorilor și specialiștilor de tineret, dezvoltarea și implementarea programelor, serviciilor și activităților de tineret, precum și monitorizarea și evaluarea acestora. Funcțiile de bază ale agenției sunt dezvoltarea metodologiilor și aplicarea instrumentelor necesare de lucru privind implementarea politicilor și programelor naționale din domeniul de tineret, organizarea și coordonarea procesului de monitorizare și evaluare a serviciilor pentru tineri, prestate de centrele de tineret și instituțiile de lucru cu tinerii, participarea la procesul de elaborare a curriculumului de formare și dezvoltare profesională a lucrătorilor de tineret, precum și gestionarea activității de instruire a acestora, dezvoltarea infrastructurii de sport a sectorului de tineret și facilitarea dezvoltării rețelei de prestatori ai serviciilor de tineret, inclusiv în parteneriat cu administrația publică locală și sectorul asociativ de tineret. Agenția va fi prima instituție responsabilă de implementarea politicilor de tineret creată la nivel național, care va dezvolta și consolida sistemul instituțional și politic în domeniul tineretului. Astfel, va fi dezvoltat cadrul instituțional de cooperare cu structurile din domeniu, centrele de tineret, consilii de tineret, organizații de tineret, cadrul metodologic și va fi asigurată asistența în ceea ce privește organizarea lucrului de tineret. Încă o dată vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la vizare, colegilor din ministerie, colegilor din societatea civilă, alte autorități publice centrale și rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, astăzi este o sărbătoare mare, ziua tineretului și, din câte înțeleg, domnul ministru Șaru, Ministerul Educației, vine cu propunerea de a crea Agenția Națională de Dezvoltare a Programelor și Activității de Tineret. Așa putem vorbi de un cadou pentru toți cei tineri. Vă rog, dacă sunt întrebări, propuneri. Nu sunt întrebări. Atunci, cu permisiunea dumneavoastră, vreau încă o dată să reiterez felicitările noastre pentru toți tinerii din țară cu sărbătoarea de astăzi. Avem o țară frumoasă, iar tinerilor le aparține rolul și mare responsabilitate de a o transforma în și mai frumoasă, și mai de succes și sperăm că această agenție care se creează prin decizia de astăzi va fi un punct focal de coordonare a tuturor politicilor, acțiunilor statului pentru susținerea tineretului, dar și convertirea energiei și talentului tinerilor moldoveni în prosperarea țării noastre, Republica Moldova. Stimați colegi, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Rog cât mai rapid, de la decizie până la implementare, să parcurgem rapid acest drum, această cale. Subiectul numărul 3, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuța, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere. Proiectul a fost elaborat în vederea realizării prevederilor articolul 55 și 56 din legea numărul 31 privind achizițiile publice și în conformitate cu acțiunea 5.14.1 din planul de acțiune a Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 636. Prin aprobarea prezentului regulament se urmărește corelarea cadrului normativ secundar la noile prevederi legislative, digitizarea proceselor privind achizițiile publice, desfășurate prin procedura de negociere, înlăturarea problemelor care subminează în prezent eficiența sistemului de achiziții publice, și anume lipsa transparenței privind atribuirea contractelor de achiziții publice prin procedura de negociere, fără publicarea unui anunț de participare. Limitele noi ale proiectului sunt
derularea proceselor de negociere exclusiv prin utilizarea sistemului informațional automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice și posibilitatea atribuirii unui contract de achiziții publice pentru bunuri și servicii prin procedura de negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare folosind licitația electronică. Astfel se propune a fi reglementat un mecanism transparent de desfășurare a procedurilor de negociere, promovând concurența și utilizarea eficientă a banilor publici. Proiectul a fost supus avizării, expertizării juridice și expertizei anticorupție. Toate propunerile au fost evaluate și luate în considerare la finalizarea lucrului asupra proiectului. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnule ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări la acest proiect. Nu sunt întrebări în aceste condiții. Vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 4. Vă rog, continuați, domnule viceprim-ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 986 din 2018 pentru aprobarea regulamentului privind modul de ținere a Registrului de Stat al Achizițiilor Publice, format de Sistemul Informațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice, MTender. Proiectul este elaborat cu scopul de creare a condițiilor pentru utilizarea serviciilor publice electronice M-PAS și M-SIGN în cadrul sistemului informațional M-Tender. Cadrul legal actual obligă integrarea acestor servicii în serviciile publice electronice și sistemele informaționale aferente acestora. Totodată această prevedere facilitează aplicarea semnăturii electronice, acțiune realizată pentru sistemul informațional M-Tender. Serviciile publice electronice M-PAS și M-SIGN în cadrul sistemului informațional M-Tender au fost realizate contraplată prin semnarea contractului dintre platformele electronice de achiziții și Agenția de Guvernare Electronică în condiții comerciale, fapt care destimulează utilizarea semnăturii electronice în procedurile de achiziții publice. Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare suplimentare, ci este asigurată din contul și în limita bugetului aprobat pentru Agenția de Guvernare Electronică. În contextul celor relatate, pentru stimularea folosirii serviciilor M-PAS și M-SIGN în cadrul sistemului informațional M-Tender se propune scutirea de la achitarea taxelor pentru utilizarea serviciilor menționate în cadrul sistemului informațional M-Tender. Proiectul FIES a fost supus avizării, expertizării juridice și expertizei anticorupției. Toate propunerile și obiecțiile au fost luate în considerare la definitivare. Rog susținere. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări referitor la proiectul legat de sistemul informațional Registrul de Stat al Achizițiilor M-Tender. Achiziții electronice. Ministerul Finanțelor, ceea ce se întâmplă mai rar, propune scutirea de plăți pentru a stimula aplicarea și utilizarea acestui sistem. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 5, domnul ministru Igor Șară, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea conceptului sistemului informațional de management în educație. Este un document la care de asemenea am lucrat de foarte mult timp în colaborare cu colegii din alte ministere, colegii de la Agenția Electronică. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile articolului 157 litera C din Codul Educației la Republicii Moldova și articolul 22 din legea cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat. Sistemul informațional de management în educație este destinat pentru gestionarea datelor educaționale și oferirea tuturor celor interesați, autorități și instituții ale statului, instituții de învățământ, societate civilă, cetățeni, a informații actuale cu privire la domeniul educației pentru elaborarea și implementarea politicilor educaționale, monitorizarea și evaluarea impactului acestora. Astfel, SIMI va deveni unica sursă de date veridice cu referire la sistemul educațional. Totodată, proiectul stabilește conceptul sistemului informațional de management în educație și descrierea de bază a instrumentului electronic eficient pentru analiza și planificarea strategică a politicilor educaționale, elaborarea și monitorizarea implementării reformelor pe domeniul educației,
precum și identificarea cazurilor de abandon școlar, de părăsire prematură a sistemului de învățământ. Acest proiect de asemenea propune reglementarea expresă a măsurilor de asigurare a protecției și securității informației conținute în sistem, identificând obiectele ce necesită a fi protejate și metodele de protecție, inclusiv cele de contracarare a pericolilor informaționale. Proiectul hotărârii Guvernului a fost consultat public și avizat, expertizat în conformitate cu legislația în vigoare. Stimați colegi, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnule ministru, stimați colegi, nou sistem informațional. Nu sunt întrebări în aceste condiții, vă rog să susținem și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 6, doamna ministru Viorica Dumbrăvean, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative. Proiectul este elaborat în scopul asigurării unor măsuri de protecție socială sporite pentru soții și soțiile veteranilor de război care sunt căzuți pe câmpul de luptă, precum și soților, soțiilor, persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedați, astfel excluzându-se condiționalitatea de inapt de muncă, care le va acorda dreptul la bilete de reabilitare banio-sanatorială. Suplimentar, proiectul prevede și determinarea unei autorități concrete centrale care este responsabilă de eliberarea legitimațiilor pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl. Vreau să menționez din start că acest proiect a fost elaborat la propunerea Consiliului Național al Veteranilor de Război și în procesul de planificare bugetară vor fi determinate sursele financiare necesare pentru punerea în aplicare acestui proiect. Rog susținerea proiectului prezentat. Vă mulțumesc, stimați colegi, și încă o acțiune care vine să acorde un suport suplimentar veteranilor, celor care au apărat integritatea țării în 92, dar și urmașilor lor. Vă rog dacă sunt careva întrebări sau propuneri. Nu sunt întrebări. În aceste condiții vă rog să susținem și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Rog colegii de la Ministerul Apărării și toți colegii care sunt implicați în activitatea Consiliului Național al Veteranilor să continuăm să implementăm acele solicitări, acțiuni pe care le-am agreat pe platforma respectivă, unica platformă în care noi discutăm constructiv cu veteranii, cea mai amplă, care cuprinde, cred că, 95% din veterani, și să implementăm în practică aceste măsuri de susținere suplimentară a veteranilor și Cancelarea de Stat, vă rog cât de rapid posibil să finalizați procedurile legate de completarea biroului pentru problemele veteranilor creat pe lângă prim-ministru la Guvernul Țării pentru a avea acel nucleu, acel punct de coordonare a politicilor și suportului pentru veterani. Și aici, de asemenea, vreau să remarc sau să subliniez faptul că orice solicitare se face în mod de dialog constructiv pe platforma serviciului, pe platforma Consiliului Național al Veteranilor. Orice protest este, bineînțeles, permis, chiar salutat, dar atunci când este dialog civilizat și care are ca obiectiv, într-adevăr, soluționarea problemelor veteranilor, dar nu crearea de probleme pentru restul societății și inclusiv acelor mulți, mii și mii de veterani care au apărat țara noastră în anul 1992. Stimați colegi, următorul subiect va fi prezentat, subiectul numărul 7, de domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, semnat la 29 iulie 2020. Pentru asigurarea unui răspuns eficient și prompt la necesitățile Republicii Moldova în lupta cu COVID-19, precum și consecințele acestei pandemii, la data din 29 iulie 2020, Ministerul Finanțelor, în calitate de reprezentant împuternicit al Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, au semnat acordul cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului răspuns de urgență la COVID-19 și suportul pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii. Astfel, proiectul va fi structurat în două componente. Prima componentă, componenta sănătate, 40 milioane de euro, ce vor fi direcționate către achiziția în cadrul procedurilor de urgență a echipamentelor medicale și materiale consumabile, reabilitarea și transformarea spațiilor unităților medicale, mobilizarea de expertiză suplimentară într-o asigurare măsurilor de răspuns de urgență la COVID-19. A doua componentă, componenta suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, 30 milioane euro, care oferă finanțare pentru capital circulant și nevoile de investiții ale întreprinderilor micro, mici și mijlocii, ca urmare aferentei crizei COVID-19. Această asistență ajutându-le să păstreze locuri de muncă viabile. Această componentă va fi realizată prin recreditare beneficiarilor finali prin intermediul instituțiilor financiare participante. Entitatea implementatoare a proiectului se propune să fie desemnată instituția publică Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă. Se estimează că resursele financiare din cadrul împrumutului vor acoperi cheltuielile aferente COVID-19 în perioada bugetară 2020-2022. Data limită de debursare este stabilită 30 iunie 2022. Maturitatea maximă aferentă creditului pentru componenta sănătate este de 15 ani, inclusiv 4 ani grație, și 6 ani, inclusiv 1 an grație, pentru componenta suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii. Acordul cadru de împrumut prevede posibilitatea aplicării ratei fixe și ratei flotante a dobânzii, care va fi decisă la fiecare tranșă de debursare solicitată în funcție de condițiile financiare propuse la acel moment. Ținând cont de cele menționate, precum și de necesitatea consolidării sistemului de sănătate publică și atenuării impactului social-economic asupra economiei naționale Republicii Moldova, rog susținerea și aprobarea acestui proiect. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări referitoare la acest acord de finanțare pe care l-am semnat cu Banca Consiliului Europei. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 8, domnul ministru Igor Șară, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru punerea în aplicare a legii muzeilor numărul 262 din 2017. Proiectul de hotărâre rezidă din necesitatea completării cadrului normativ, juridic și organizațional al funcționării muzeilor din Republica Moldova. Astfel, regulamentul cadru de organizare și funcționare a muzeilor a fost elaborat cu scopul de a oferi aceleași criterii normative pentru activitatea tuturor muzeilor din țară, indiferent de clasificarea acestora și modul de subordonare. Acesta stabilește modul general privind organizarea și funcționarea muzeilor, funcțiile, atribuțiile, subordonarea și modul de finanțare a acestora. Regulamentul privind evidența și conservarea patrimoniului muzeal stabilește normele și evidența și conservarea bunurilor culturale cu valoare istorică, artistică și științifică, care constituie patrimoniul cultural național mobil al Republicii Moldova, în scopul asigurării condițiilor stricte de evidență, păstrare și conservare a bunurilor culturale mobile. Și, în sfârșit, regulamentul de acreditare a muzeilor a fost elaborat cu scopul de a crea un mecanism de evaluare și monitorizare a instituțiilor muzeale înregistrate în Registrul Muzeilor din Republica Moldova,
Prin intermediul acestei proceduri de acreditare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va urmări respectarea actelor normative în domeniul păstrării, conservării, restaurării, promovării și valorificării patrimoniului cultural muzeal. Urmarea aprobării regulamentului, activitatea desfășurată de către muzei va fi bazată pe performanță. Încurajarea implicării fondatorilor în susținerea activității muzeilor de subordine reprezintă un alt obiectiv al regulamentului. Stimați colegi, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnule ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt întrebări referitoare la acest regulament cadru de organizare și funcționare a muzeilor din țară. Nu sunt întrebări. În aceste condiții, vă rog să susținem proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 9, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului acordului privind cooperarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente pentru prevenirea și răspuns la situații excepționale în domeniul sănătății publice cu caracter sanitar epidemiologic. Stabilirea unei cooperări între statele CSE în domeniul prevenirii și răspunsului la situații excepționale în domeniul sănătății publice va facilita realizarea acțiunilor de prevenire, profilaxie și răspuns la situații excepționale prin acordarea asistenței la necesitate, schimbul de informații, inclusiv statistice, științifico-metodice și alte informații cu referire la acest aspect, inclusiv la nivel interstatal. Proiectul a fost elaborat în temeiul legii 595 din anul 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova. Rog susținerea proiectului prezentat. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Nu văd doritori de a pune întrebări la acest proiect, pe marginea acestui proiect, de ce vă rog să susținem. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna ministru, continuați, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezent atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea instrumentului pentru modificarea Constituției Organizației Internaționale a Muncii, adoptat la 24 iunie 1986. Printre prevederile de bază, vreau să enunț, este vorba despre revizuirea componenței, dar și a modului de stabilire a Consiliului de Administrare, inclusiv și a regimului de activitate al acestui Consiliu al AILO, procedura de numire și responsabilitățile directorului general al biroului Organizației Internaționale a Muncii, precum și anumite reguli de modificare a Constituției Organizației Internaționale a Muncii. Deci, operarea acestor modificări la Constituția Organizației Internaționale a Muncii va avea drept impact sporirea reprezentativității componenții Consiliului de Administrare și, în mod special, reprezentativitatea va fi determinată pe interesele grupurilor constitutive, adică guverne, angajatori, salariați, din punct de vedere geografic, economic, dar și din punct de vedere social al statelor. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Modificări în Constituția Organizației Mondiale a Muncii. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să susținem proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 11, doamna Elena Țibârnă, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru semnarea memorandumului privind cooperarea în domeniul securității sociale între Casa Națională de Asigurări Sociale și Administrația Cehă de Securitate Socială, care are drept obiectiv primar instituirea relațiilor de colaborare între instituții în domeniul asigurărilor sociale a cetățenilor. Semnarea memorandumului are drept scop facilitarea schimbului de practici relevante procedurilor de stabilire și transfer a prestațiilor sociale și a informațiilor, documentelor la nivelul ambelor instituții, precum și a rezolvării eventualelor întrebări, probleme care apar în procesul de aplicare a acordului între Republica Moldova și Republica Cehă în domeniul securității sociale. Proiectul memorandumului a fost negociat și convenit de comun acord cu experții instituțiilor competente din ambele state. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului.
Vă mulțumesc, doamna Țăbârnă, stimați colegi. Dacă nu sunt întrebări sau propuneri aferente acestui proiect, vă rog să-l susțină. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 12, domnul secretar de stat Aurel Fondus. Este la părerii propuneți spre examinare proiectul hotărârii de guvern pentru modificarea regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forțele Armate aprobat prin hotărârii de guvern numărul 941-2006. Prezentul proiect a fost elaborat în vederea executării dispozițiilor articolului 3, aliniatul 2, litera B al legii numărul 49-2020 pentru modificarea unor acte normative în scopul asigurării punerii în aplicarea modificării operației recent la legea numărul 1245-2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei și legea numărul 162-2005 cu privire la statutul militarilor. Astfel, proiectul vizat prevede transpunerea dispozițiilor legale privind încadrarea în serviciu militar prin contract a cetățenilor care posedă specialități deficitare și incorporarea acestora în cuprinsul regulamentul normalizat anterior. Totodată, proiectul stabilește criterii clare care urmează a fi luate în considerație în mod obligatoriu de către conducătorii structurilor militare la instituirea funcțiilor militare cu specialități deficitare. Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare suplimentare din contul bugetului stat. Suplimentar menționez, proiectul respectiv a fost supus în modul stabilit de legislație, proceduri de avizare, consultare publică și expertizare, fiind definitivată în baza propunerilor și obiectelor înaintate de autorități de SOS. Reșinitele expuse, stimați colegi, rog susținerea proiectului normalizat. Vă mulțumesc. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări legate de acest proiect, care oferă mai multe posibilități Ministerului Apărării de a angaja militari la serviciu, nu sunt întrebări. În aceste condiții vă rog să susținem proiectul prezentat. Aprobat. Vă mulțumesc. Subiectul numărul 13, domnul ministru Ion Pierju, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, atenție dumneavoastră, se prezintă proiectul hotărârii guvernului cu privire la schimbul unor terenuri. Această solicitare vine din partea Consiliului Municipal Comrat și anume se propune schimbul terenului cu numărul cadastral 960-1240.011, fond forestier, proprietatea statului, domeniul public, care este administrat de Agenția Moldova, Moldsilva, prin intermediul întreprinderii de stat, întreprinderea pentru silvicultură Comrat, cu terenul cu numărul cadastral 960-1107.232, la fel fond forestier, proprietatea unității administrare teritoriale UTA Găgăuzia, municipiul Comrat, în scopul amenajării unui izvor pe lângă mănăstirea Sviatoievski Jenski Monastir, amplasat în extravilanul municipiului Comrat. Solicitarea de a schimba aceste terenuri a parvenit la primăria municipiului Comrat cu scopul de a satisface rugămintea atât a locuitorilor UTA Găgăuzia, cât și a enoriașilor pentru utilizarea turismului religios, pentru amenajarea unui izvor pe lângă mănăstirea Sviatoievski Jenski Monastir, care în prezent este amplasat în terenul forestier, gestionat de întreprindere de stat pentru silvicultură Comrat. Ministerului s-a prezentat dosarul cadastral complet privind schimbul de terenuri, conform cerințelor regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri aprobat prin hotărârea Guvernului 1170 din 2016. Proiectul actul normativ a fost avizat pozitiv de către toate instituțiile interesate. Rog susținerea proiectului hotărârii Guvernului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect, schimb de terenuri. Nu sunt întrebări, vă rog să susținem proiectul respectiv cu ajutorul domnului. Mulțumesc. Următorul subiect, numărul 14, domnul ministru, continuați, vă rog. Vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră pentru aprobare proiectul hotărârii guvernului pentru cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2020-2021.
Proiectul propus spre aprobare este elaborat în temeiul punctului 34 din anexa numărul 1 la legea regulii animal numărul 439 din 95, în baza rezultatelor evaluării de primăvară a speciilor de animale de interes vânătoresc efectuate de către reprezentanții agenției Mold Silva, cercetătorii din cadrul Institutului de Zoologie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu participarea specialiștilor din cadrul Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova. Limitele de recoltare, valorile densității optimale a populației speciilor respective sunt științific argumentate și coordonate în mijlocit cu Academia de Știință a Moldovei, astfel ca potențialul biotic a speciilor de animale să asigure autoreproducere adecvată, neafectând ecosistemele silvic și agricol, și care vor permite păstrarea unui număr suficient al stocului reproductiv pentru fiecare specie în parte, asigurând astfel majorarea efectivului numeric al animalelor de interes vânătoresc în sezonul viitor. Totodată, proiectul hotărârii Guvernului stabilește interzicerea vânătorii pe întreg sezon de vânătoare a unui șir de specii de mamifere și păsări din motivul densității insuficiente populației speciilor respective. Prevederile proiectului vor condiționa folosirea rațională a resurselor cinegetice a Republicii Moldova, vor asigura o diminuare stabilă a efectivului de repetori care depășesc nivelul optim și stabilește prevederile legale privind respectarea limitelor de vânătoare, controlul eficient al vânătorii și conservarea diversității biologice naționale. Comparativ cu anii precedenți, limita efectivului speciilor de animale și păsări propus spre recoltare este mult mai puțin ca număr, iar numărul efectivului de amestrieți propus spre recoltare din fondul forestier de stat este preponderent mai mic față de anii precedenți. Totul, numerele sunt anexate. Ulterior, în dependență de evoluția pestei porcine africane, pentru perioada anilor 2020-2021 se vor aplica măsuri necesare în ordinea stabilită prin diminuarea unui număr mai mare de amestrieți cu păstrarea limitei optime. Conform avizilor și expertizilor pozitive obținute la prezentul proiect de hotărâre de guvern, procedura de promovare și termenul de consultare publică au fost asigurați. În acest context, rog susținerea proiectului dat. Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect. Este un proiect care se aprobă anual de către guvern în vederea reglementării vânatului. Vânători sunt? Cabinetul de ministri? Sper că nu sunt. Și nu suntem în conflict de interese. Domnul ministru, eu vreau să vă rog să dați citire expres care specii de mamifere și păsări sunt interzise pentru vânat. Ca să știe fiecare. Domn prim-ministru, spre regret, nu am listele în față, pentru că este regnul de păsări și animale care nu se permite, este foarte vast, dar aș putea veni cu o informație suplimentară. Domn ministru, dați-mi voi eu să nominalizez lista. Se interzice pe întreg sezonul de vânătoare, respectiv vânătoare, următoarelor specii de mamifere și păsări. Cerb comun, cerb cu pete, muflon, căprior, elan, bursuc, vidră, șderi, hermelină, nevăstuică, poternichi, porumbei de scorbură și de stâncă, scorbură și de stâncă, turturica, țigănaș, lopătar, barză, cocor, gâscă cu gât roșu, rațe roșie și multe încă alte specii de păsări. Și o să rog colegii de la Minister, Agenția Mediului, Agenția Mold Silva, foarte clar și pe înțelesul tuturor, să aduceți la cunoștință această listă, iar acele structuri ale statului care trebuie să asigure respectarea acestor decizii, să acționeze foarte prompt. Bineînțeles că toate speciile care sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova sunt interzise. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări la acest proiect, vă rog să aprobăm. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 15, domnul ministru, vă rog continuați. Vă mulțumesc.
Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, atenție dumneavoastră, se prezintă proiectul hotărârii de guvern cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării amendamentului la acordul dintre Ministerul Mediului, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare privind implementarea proiectului Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova, care a fost semnat la 13 mai 2016. Proiectul amendamentului a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu susținerea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Scopul amendamentului constă în asigurarea finalizării activităților lansate în cadrul proiectului în perioada inițială de implementare, precum și asigurarea durabilității activităților lansate. Amendamentul va intra în vigoare la data semnării acestei de către părți și va fi valabil până la 31 mai 2021, data îndeplinirii integrale de către părți a tuturor obligațiilor prevăzute de către acordul inițial. De asemenea, menționăm că semnarea acordului este condiționată de necesitatea asigurării bazei legale pentru continuarea finanțării din partea Guvernului Confederației Elvețiene și Guvernului Austriei, prevăzută pentru implementarea proiectului Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentației cu apă și sanitație din Republica Moldova. Prezentul amendament se va încheia între Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și al Republicii Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Proiectul hotărârii de guvern a fost avizat de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Justiției, al Finanțelor și Ministerul Economiei și Infrastructurii. Rog susținerea proiectului menționat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la proiectul prezentat. Nu avem întrebări, în aceste condiții vă rog să susținem proiectul. Vă mulțumesc, domnul ministru, vă rog continuați. Vă mulțumesc. Stimați domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 8 din legea numărul 279 din 2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. Proiectul de lege pentru modificarea articolului menționat din legea 279 privind informarea consumatorului privire la produsele alimentare este înaintat cu titlul de inițiativă legislativă din partea unui grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Prezentul proiect propune modificarea articolului 8 prin etichetarea obligatorie a produselor alimentare cu mențiunea data fabricării, termenul de valabilitate sau data limită de consum, în vederea informării consumatorului cu informații veridice privind calitatea și prospețimea produselor alimentare și într-o respectare articolul 37 din Constituția Republicii Moldova. În acest context menționăm că actualmente legea numărul 279 din 2017 prevede toată informația necesară în privința valabilității produsului alimentar, respectând atât cerințele Uniunii Europene în materie de etichetare, cât și cele naționale implementate de către operatorii autohtoni din domeniul alimentar. Prevederile articolului 8 stabilesc etichetarea obligatorie a produselor alimentare cu mențiunile data limită de consum sau data durabilității minimale sau data fabricării și termenul de valabilitate. Astfel, considerăm inutilă modificarea articolului 8 în redacția propusă prin proiectul de lege prenotat. Totodată, remarcăm faptul că indicarea obligatorie pe etichetă doar a datei fabricării, termenul de valabilitate sau date limită de consum pentru toate categoriile de produse, neglijând prevederile Uniunii Europene, va crea bariere tehnice în calea comerțului, afectând astfel dramatic importul produselor alimentare, în special din țările membre a Uniunii Europene. Astfel, ca urmare a examinării proiectului și argumentele indicate mai sus, guvernul nu poate susține inițiativa legislativă. Rog susținerea proiectului cu aviz negativ. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Proiectul acestui aviz. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 17, doamna secretar general, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Lilia Pali, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii 163-2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Inițiativa legislativă numărul 322 din 14 iulie 2020.
Proiectul conține un șir de amendamente la legea numărul 163, precum oferirea dreptului superficiarului de a solicita eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construire, stabilirea dreptului emitentului de a cere elaborarea unui plan urbanistic zonal ori a unui plan urbanistic de detalii, completarea cu noi proceduri și documente adiționale privind procesul de obținere a actelor permisive în construcții. Ca exemplu, se propune prezentarea certificatului de înregistrare a companiei, se propune depunerea documentelor pe suport de hârtie și alte proceduri. Excluderea normelor în vigoare ce stabilesc expres temeiurile de refuz în eliberarea actelor permisive în construcție. De asemenea, inițiativa propune instituirea unor noi reglementări vizând valabilitatea actelor permisive. Potrivit avizului Guvernului, acest proiect nu se susține din următoarele considerente. Noile prevederi instituie bariere administrative suplimentare nejustificate în procesul de eliberare a actelor permisive în domeniul construcțiilor, ceea ce va rezulta în înrăutățirea poziției țării în clasamentele internaționale și, în mod particular, aș specifica clasamentul Doing Business. De asemenea, nu se susține, deoarece prin acest proiect introducerea dreptului superficiarilor în obținerea directă a actelor permisive pentru construcție va leza drepturile proprietarilor terenurilor și eventual ar putea rezulta în litigii. Propunerea privind eliberarea actelor permisive în construcții prin derogare de la planurile urbanistice generale, de asemenea, nu se susține. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domnul Palit. Stimați colegi, vă rog dacă sunt câteva întrebări. Nu sunt întrebări în acest context. Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 18, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuțe, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege privind importul unor autovehicule înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Potrivit notei informative, proiectul de lege prevede importul cu scutire de impozite și taxe a 6 autovehicule acordate cu titlu gratuit Ministerului Apărării al Republicii Moldova. În corespundere cu articolul 20, alineatul 4 din Codul Vamal, este interzis importul mijloacelor de transport autoclasificate la poziția tarifară 8703 cu termenul de exploatare de peste 10 ani. Luând în considerație faptul că autovehiculele sunt prohibite, se consideră inoportună promovarea inițiativei legislative. Și în acest context, rog susținerea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului corespunzător. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Considerând argumentele prezentate, vă rog să susținem acest aviz. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 19, doamna Lilia Pali, vă rog. Prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificare și completare a legii numărul 246/2017, cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Inițiativa legislativă numărul 230 din 10 iunie 2020. Principalele prevederi ale proiectului se referă la atribuirea organelor de conducere ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale a unor atribuții suplimentare și reglementarea aprobării de către guvern a unor acte normative care țin de activitatea operațională a întreprinderilor municipale. Proiectul avizului Guvernului conține argumentarea inoportunității promovării proiectului de lege din următoarele considerente de bază. Exprimarea acordului fondatorului la evaluarea sau și reevaluarea bunurilor raportate la mijloacele fixe nu este o atribuție a fondatorului, ci reprezintă o activitate internă a întreprinderii de stat, întreprinderii municipale, care urmează a fi derulată conform cadrului normativ ce reglementează respectivele proceduri.
micșorarea valorii bunurilor la achiziționarea cărora se va solicita acordul prealabil al fondatorului va duce la tergiversarea procedurii de achiziție a bunurilor respective. Excluderea din atribuțiile fondatorului a acordului prealabil la achiziționarea de către întreprinderea de stat municipală a bunurilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform ultimelor situații financiare anuale, în condițiile în care tranzacțiile de achiziționare de bunuri și de servicii cu valoare de peste 25% din activele nete nu este judicioasă, deoarece aceste tranzacții sunt tranzacții de proporții care pot afecta eventual activele, capitalul și investițiile fondatorului, respectiv rentabilitatea investițiilor publice. Aprobarea regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea municipală de către guvern vine în colizie cu practicile de guvernanță corporativă, esența și scopul fondării unei întreprinderi municipale, reglementată de legea 246, și anume, întreprinderea municipală este persoana juridică care desfășoară activitatea de întreprinzător în baza bunurilor proprietatea a unității administrativ-teritoriale sau unității teritoriale autonome. Astfel, aprobarea actelor normative care se referă la activitatea operațională a întreprinderii municipale este o atribuție a organelor de conducere a acesteia. În contextul celor expuse, rog aprobarea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamnă secretar general. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, o inițiativă legislativă. Vă rog să susținem avizul negativ. Vă mulțumesc. Următorul subiect este subiectul numărul 20. O să-l rog pe domnul viceprim-ministru să-l prezinte, dar după aceasta o să-l rog pe doamna secretar general al Guvernului, doamna Liliana Iaconie, să prezinte subiectul sau proiectul de la subiectul numărul 26. Apoi o să revenim. Deci acum domnul Pușcuță, ulterior doamna Iaconie. Vă rog, domnul viceprim-ministru. Da, vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 de legea numărul 273 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de un deputat în Parlament. Proiectul prevede extinderea cu un an a termenului de conformare a brokerilor de asigurare la cerințele de capital stabilite prin legea numărul 273 din 2018 pentru modificarea unor acte legislative. Conform normei în vigoare, brokerii de asigurare urmau să asigure existența capitalului social de 300.000 lei până la data de 22 iulie 2020. Și de 400.000 lei până la data de 22 ianuarie 2021. Adoptarea legii numărul 273, în partea ce ține de majorarea capitalului social al brokerilor de asigurare, a derivat din necesitatea alinierii la regulamentele Uniunii Europene privind activitatea brokerilor de asigurare și capacitățile financiare ale acestora. Totodată se remarcă faptul că termenii de conformare a brokerilor de asigurare la cerințele de capital au fost deja extinse prin legea numărul 84 din 19 iulie 2019 pentru modificarea unor acte legislative. Astfel, potrivit datelor Comisiei Naționale Pieței Financiare, la data de 11 august 2020, 37 din 40 de brokeri de asigurare s-au conformat deja cerințelor de capital la valoare de 300.000 lei. Ceilalți trei brokeri dispun de capacitatea financiară necesară pentru majorarea capitalului social în condițiile în care înregistrează profit nerepartizat și dividende achitate. Mai mult ca atât, 23 din cei 40 brokeri de asigurare dețin la data de 11 august 2020 capitalul social în valoare de cel puțin 400.000 lei, valoare care urmează a fi atinsă de către toți brokerii de asigurare către data de 22 ianuarie 2021. În contextul celor expuse, inițiativa legislativă se consideră a fi inoportună. Vă mulțumesc, stimați colegi, dacă sunt alte opinii asupra acestei inițiative legislative, vă rog să le expuneți. În caz contrar,
Vă rog să susțin proiectul. Avizul negativ. Aprobat, vă mulțumesc. Acum vreau să rog pe doamna secretar general al Guvernului Liliana Iaconie să prezinte proiectul de la sub numărul 26. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 462 din 2020 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unor hotărâri de guvern. Proiectul dat prevede completarea punctului 1 sub punctul 4 din hotărârea Guvernului numărul 462 din 2020 și vizează transmiterea unei încăperi din incinta construcției amplasate în municipiul Chișinău, strada Constantin Tănase 9, din administrarea Agenției Proprietății Publice în administrarea Serviciului Fiscal de Stat. Implementarea în practică a proiectului nu necesită mijloace financiare din bugetul de stat. Prin acest proiect se corectează o omisiune din proiectul din hotărârea precedentă și în contextul celor expuse rog adoptarea aprobarea proiectului de hotărâre. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă secretar general, stimați colegi, și vă rog dacă sunt careva întrebări. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 21 de pe agenda, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea vizului la proiectul de lege pentru modificarea legii ocrotirii sănătății numărul 411 din anul 1995. Inițiativa legislativă care este înaintată de către un grup de deputați are drept scop calificarea îngrijirilor paliative ca tip de asistență medicală distinct, finanțat printr-un program special de mijloace ale Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală. Guvernul susține această inițiativă legislativă care este înaintată, reieșind în special din faptul că îngrijirea paliativă este o parte integrată a sistemului de sănătate și un element al dreptului cetățeanului la îngrijirea sănătății, care, asemenea oricărei îngrijiri medicale, este orientată spre pacient și adaptată nevoilor acestora. Totodată, inițiativa se susține și în anumite condiții, prin necesitatea completării sursei de finanțare, și anume de indicat această sursă de finanțare prin operarea amendamentelor la legea privind administrația publică locală, legea privind finanțele publice locale, diversificarea acestor surse financiare fiind determinat și de aspectul intersectorial al îngrijirilor paliative și totodată se impune necesitatea fundamentării economico-financiare a inițiativei care a fost înaintată și argumentarea unor aspecte din punct de vedere al tehnicii legislative. Dar reiterez că avizul de principiu este unul pozitiv, reieșind din importanța acestor îngrijiri paliative pentru pacienți. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, propuneri. Nu sunt, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 22, domnul ministru Ion Pierge, vă rog. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea vizului asupra proiectului de lege cu privire la modificare și completarea legii privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură, numărul 243 din 8 iulie 2004. Autorul proiectului de lege supus avizării Guvernului, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, își propune să stimuleze accesul fermierilor la asigurările în agricultură și în special prin extinderea domeniului de acțiune a legii la asigurarea calității recoltelor, crearea posibilității achitării primelor de asigurare de către beneficiarul asigurării, acordarea Guvernului posibilității de a majora cuantumul subvenției până la 20 puncte procentuale. Întrucât cocentul soluțiilor normative ale autorului proiectului sunt congruente celor din proiectul de lege privind asigurarea subvenționată în agricultură, care a fost aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 531 din 20 iulie curent, se propune avizarea pozitivă a proiectului de lege. Proiectul de lege este transmis Parlamentului spre aprobare și sperăm că în scurt timp el va fi aprobat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Nu văd careva
doritor de a pune întrebări în aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 23, domnul vicepreministru Serghei Cușcuța, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind repartizarea unor alocații prin legea bugetului de stat pentru anul 2020, numărul 172 din 2019. Proiectul prevede repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat în sumă de 65.491.000 autorităților publice locale de ambele niveluri pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de implementare a legei privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar de către unitățile bugetare finanțate prin transferuri cu destinație specială și cele care constituie competențe proprie a autorităților publice locale. Analiza executării cheltuielilor de personal pentru primele 7 luni ale anului curent a estimat către finele anului bugetar o insuficiență de mijloace care nu este acoperită din mijloacele oferite de costul standard per elev, în special în cadrul gimnaziilor și școlilor mici. La fel, pe domeniul competențelor proprii, un șir de autorități atestă lipsa veniturilor pentru a asigura plata salariilor în instituțiile subordonate. În același timp, pentru alte autorități instituții, resursele planificate vor acoperi necesarul de cheltuieli, fiind estimate unele rezerve la acest capitol. Astfel, volumul propus spre alocare a fost estimat luând în considerare situația per ansamblu în autoritățile locale sub aspect de competențe, atât ale bugetului de stat, cât și proprii, fiind necesară o revizuire internă în cadrul instituțiilor subordonate pentru a interveni în realocări de fonduri. Totodată, deoarece mijloacele propuse spre alocare sunt destinate acoperirii cheltuielilor de personal și în instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal, care se finanțează în bază de cost standard per elev, se propune o derogare temporară de la regula generală care ar permite suplimentarea bugetelor instituțiilor de învățământ cu alocații în volume concrete, estimate, reieșind din necesarul de cheltuieli la nivel de fiecare instituție. De asemenea, se propune oferirea dreptului autorităților publice locale de a redirecționa economiile formate din mijloacele financiare neutilizate din contul unor măsuri educaționale, dat fiind regimul special de activitate în anul curent. Și aceste economii să fie direcționate în scopul acoperirii cheltuielilor de personal în instituțiile respective. Aceste măsuri sunt necesare în special în contextul reînceperii noului an școlar, pentru care va fi necesară asigurarea condițiilor de studii și de muncă pentru copii și pedagogi în condiții de pandemie. Cheltuieli, în fapt, ce va genera cheltuieli neprevăzute în bugetul anului curent. Pe partea ce ține de competențe proprii, se recomandă autorităților publice locale de a atrage o atenție deosebită necesității asigurării cheltuielilor de personal și întreprinderea măsurilor de identificare și redistribuire a rezervelor interne pentru achitarea salariilor angajaților în anul curent. Totodată, menționez că Ministerul Finanțelor va monitoriza și în continuare situația privind plata salariilor în autoritățile publice locale pentru a interveni în caz de necesitate cu propuneri de depășire a situațiilor create. În aceste condiții, rog susținerea proiectului prezentat. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog. Ce opinie aveți, întrebări referitor la acest proiect? După cum a fost menționat, se alocă 65,35 milioane lei pentru a asigura achitarea salariilor în sistemul de educație pe perioada care a rămas până la sfârșitul anului. Nu sunt întrebări. În aceste condiții vă rog să susținem acest proiect atât de necesar. Aprobat, vă mulțumesc. Vă rog, continuați, domnule viceprim-ministru, subiectul numărul 24. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea de mijloace financiare.
Într-o executare prevederilor articolului 6 din legea numărul 69 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică, se propune alocarea sumei de 7.792.000 lei din fondul de intervenție a Guvernului pentru acordarea indemnizațiilor unice în sumă de 16.000 lei pentru 487 persoane din instituțiile bugetare și instituții medico-sanitare publice. Mijloacele financiare se alocă autorităților administrației publice centrale și locale, în mod special Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru 132 persoane, Ministerul Afacerilor Interne pentru 117 persoane, Consiliului Municipal Chișinău pentru 23 persoane, Comitetul Executiv al UTA Găgăuze 32 persoane, Consiliului Municipal Bălți 66 persoane și celelalte alte autorități cu sume mai mici. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect prin care alocăm acea indemnizație de 16.000 de lei pentru persoanele angajate în sistemul public care s-au contaminat în exerciții funcției de acest virus COVID-19. Inclusiv medici, polițiști și angajați din alte structuri, dar și din autoritățile publice locale. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Și ultimul subiect de pe ordine de zi, numărul 25, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul prevede alocarea mijloacelor financiare în sumă de 3.251.000 lei din fondul de intervenție a Guvernului pentru lichidarea consecințelor unor situații excepționale, incendiu și ploi torențiale ce au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova în lunile mai-iulie din anul curent. Proiectul de hotărâre propus este elaborat în baza procesului verbal a ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale Republicii Moldova din 31 iulie 2020. Conform proiectului de hotărâre, mijloacele se alocă la 7 autorități publice, în mod special menționez pentru Raionul Ștefan Vodă, Consiliul Orășenesc Ștefan Vodă, Consiliul Sătesc Volintiri, Consiliul Sătesc Ștefănești, Raionul Ialoveni, Consiliul Comunal Gangura, Consiliul Sătesc Costești, Consiliul Sătesc Horești și Ministerul Afacerilor Interne pentru lichidarea consecințelor incendiului produs pe 13 iulie în Inspectoratul de Poliție Rezina. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, un alt proiect de alocare a mijloacelor financiare în cazul de față ca urmare a unor cataclisme naturale și ploi. A fost decizia Comisiei Situații Excepționale, respectiv urmează să aprobăm acest proiect. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, cu această ordine de zi a ședinței de astăzi a fost epuizată. Vreau să vă informez că astăzi până la sfârșitul zilei va avea loc ședința Comisiei Naționale pentru Decernarea Premiului Național. În cadrul ședinței urmează să fie selectați laureații a acestui an a Premiului Național, iar decizia acestei comisii urmează să fie aprobată prin decizia Guvernului. De ce vreau să vă anunț că vineri o să mai avem o ședință de guvern, probabil doar cu un subiect pe ordinea de zi, anume acela de aprobare a rezultatelor ședinței de astăzi a Comisiei Naționale pentru Decernarea Premiului Național. Informația despre timpul exact al desfășurării acestei ședințe de vineri o să o primiți prin intermediul Cancelarei de Stat. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru participarea la ședință și vă doresc succes în continuare. Zi bună!